Bună ziua! În acest videoclip vreau doar să fac o mică precizare legată de stafilococul auriu. Am primit un comentariu la un videoclip în care discutam despre posibilitatea ca stafilococul auriu să dea o infecție pulmonară care poate să fie destul de severă, să ducă la sechele pulmonare destul de grave, caverne, etc. Și persoana m-a întrebat cum de ar putea cineva să facă stafilococ auriu dacă nu a fost prin spitale. Acest lucru, atenție, este ceva ce provine din mass media. Acest concept că stafilococul auriu se află doar în spitale este un concept greșit și este un concept mediatizat pentru efectul de șoc. Stafilococul auriu despre care este vorba în mass media se referă la un stafilococ auriu, o anumită tulpină a acestei bacterii care este rezistentă la antibiotice. Și această problemă este consacrată, existentă pe întreaga planetă, în spitale din America, Franța, Germania, etc. Nu este limitată doar la România. Într-adevăr, transmiterea acestui stafilococ auriu rezistent, meticilino-rezistent, care este rezistent la antibiotice uzuale, poate fi oprită în spitale în general prin măsuri de igienă extrem de riguroase. Totuși, stafilococul auriu normal, specia comună a acestui stafilococ auriu, puteți să o dobândiți, puteți să faceți o infecție cu un stafilococ auriu normal, chiar și în comunitate. În special dacă suferiți de boli pulmonare preexistente, există posibilitatea să fiți colonizat cu un stafilococ auriu normal, fără rezistență specială la antibiotice. Și acest lucru este descris științific de foarte mult timp. Deci dacă descoperim o bacterie pe un rezultat de analize, să spunem, acea bacterie are mai multe specii, mai multe tulpini. Și aceste tulpini pot să aibă proprietăți diferite. Unele pot fi mai agresive decât altele, unele pot fi mai rezistente decât altele. Deci nu putem să generalizăm stafilococ auriu egal ceva luat din spital. Este foarte important să facem această diferență și să înțelegem că uneori lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Și aveți grijă la ce se spune în presă, pentru că în general persoanele care fac reportajele din presă nu sunt medici. Nu sunt oameni de știință și uneori merg pe acest senzațional pentru a face oamenii să se uite mai mult la televizor, trebuie să punem un pic de șoc și groază acolo. Și asta nu este foarte bine pentru știință, pentru că uneori ajungem să ne legăm de lucruri care nu sunt neapărat atât de relevante. Deci asta este așa un videoclip scurt ca să explic acest lucru. Dacă aveți și alte întrebări, nu uitați să le puneți în comentarii, nu uitați să vă abonați la canal și să mai căutați și alte videoclipuri pe acest canal, pentru că sunt, cred că, în jur de 200 de videoclipuri aici, pe diverse teme din domeniul medicinei respiratorii în principal, dar nu numai. Ne vedem în următoarele videoclipuri, numai bine, sănătate!